Adriana și Ionela discutau la baie despre accentul moldovenesc pe care îl are Ionela și i-a spus Adriana, dar vorbește cum știi tu, pentru că nu e nicio problemă, noi te înțelegem și atunci Ionela i-a răspuns, n înțeles, fată, eu vreau să, până ies de aici, să fiu româncă, să vorbesc la fel ca o româncă și apoi să merg în Republica Moldova și să le zic, ia auziți Aici, probabil să audă fetele sau prietenii cum vorbește ea, ca în România. Apoi, Adriana era curioasă de în, cariera pe care a avut-o Ionela în televiziune și a întrebat-o diverse. Ea povestea că a fost reporter mai întâi la o televiziune sau o emisiune agricolă și că îi plăcea, mergea la festival, mergea la primari, adresa întrebări, lua interviuri și a continuat să-i povestească Adrianei cam ce implica meseria ei.